Aș vrea să spun că avem nevoie de mai multe locuri de muncă. Îmi doresc o educație de calitate și o perspectivă în țara mea. Dorim o pensie mai mare, doar nu degeaba am muncit toată viața. Haideți să avem grijă de mămici și bebeluși, care au nevoie de servicii medicale de calitate. Oameni buni, cu toții ne dorim să fim auziți. Votul meu, vocea mea. 13 noiembrie 2016. Turul 2 al alegerilor președintelui Republicii Moldova.